Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou episod al știrilor altfel. Facturile la gaze vor fi emise în Bitcoin ca să pară mai mici. În timp ce facturile la gaze naturale și energie electrică se dublează, guvernul României nu poate sta cu mâinile în sân și sare în ajutorul românilor. În urma unei ședințe de urgență a fost luată decizia ca facturile la gaze să fie emise în Bitcoin pentru a părea mai mici. Astfel, costurile unei facturi medii de 1000 de lei a scăzut la insignifianta sumă de 0,005 Bitcoin. În ceea ce privește energia electrică, lucrurile stau puțin mai rău, deoarece acestea vor fi emise în Ethereum, lucru care înseamnă că, în loc de 500 de lei, românii vor plăti doar 0,036. Acestea sunt cele mai bune măsuri luate de guvern de la denominare încoace, atunci când prețurile au scăzut de 10.000 de ori. Foarte bine au făcut. Păi dacă eu vedeam 1000 de lei pe factură, îmi stătea inima și mă prăpădeam. Așa, mă uit pe factură, văd 0,005. Eu nu o bag în seamă. Trebuia să bagi și factura la curent tot în Bitcoin, că era un pic mai mică. Da, merge și așa. Pe la așa prețuri, îmi pun carolifere și în curte la iarnă. Descoperire! Bigfoot trăiește în România. Deși majoritatea cercetătorilor presupuneau că legendara creatură Bigfoot trăiește undeva în Statele Unite ale Americii, toate ipotezele acestora au fost dărâmate de un român. Un bătrân din statul Arini, județul Brașov, l-a descoperit pe Bigfoot, iar acum îl ține ca animal de companie. Bătrânul, care de-abia mai vede, spune că l-a găsit pe Zoro, așa cum l-a botezat pe Bigfoot, în grădina din spatele casei, căutând prin gunoaie, în urmă cu aproximativ un an. Până mai acum câteva zile, bătrânul a crezut că Zoro e un fel de câine mai mare, sălbatic, dar foarte urât. El a rămas șocat când a aflat că de la autorități că trăiește în casă cu legendara creatură Bigfoot. L-am găsit pe Zoro acum vreun an la mine în curte, căuta prin gunoaie. M-am dus repede, am luat bastonul, i-am dat două peste cap că făcea mizerie și l-am lăsat lat. A doua zi, când mă duc dimineață, era tot acolo. Cum Azorel, fostul meu câine, murise, am decis să-l adopt pe Zoro sau Bigfoot, cum îi ziceți voi. Dar să știți că e un câine cu minte, e jucăuș și mănâncă orice, absolut orice. Mănâncă mămăligă, mănâncă pedigree, vecin, tot ce-i dai acolo. Un client a fost servit la bar de doi hoți. Cum au ajuns doi tineri din Botoșani ce au dat o spargere la un bar din localitatea să servească gratis cu bere un bețiv? Aceștia au fost prinși în acțiune de un cetățean turmentat care intrase pe nepusă masă în localul pe care tocmai îl jefuiau. Cei doi hoți se pregăteau să spargă seiful unui local de la periferia Botoșanului când un client s-a așezat la masă și a cerut o bere. Ca să nu se dea de gol, infractorii l-au servit pe acesta cu trei halbe din partea casei și au stat la taclale cu el până când acesta a căzut lat pe teșgheaua barului. Apoi au golit seiful și au fugit cu mai multe lucruri de valoare, nu înainte de a mai lăsa o halbă de bere clientului nepoftit. Adică, tu îmi spui mie că erau hoți? Refuz categoric să cred. Ăia erau îngeri căzuți din rai. Omule, mi-au dat bere pe gratis. Dacă erau hoți, mă taxau dublu. Eu unul sper să-i angajeze la bar aici, că tare frumos au purtat la mine, s-o dea afară pe nesimțita de Ileana, că mereu mă ia la rost când mi-e să beau. Berea și țigara vor înlocui cornul și laptele. Premierul Florin Câțu pare hotărât să renunțe la proiectul cornul și laptele din școli, considerând că guvernul nu face decât să risipească bani pe cornul și lapte, pe care copiii de cele mai multe ori le dau la câini. Acest proiect va fi înlocuit cu unul mai realist, berea și țigara, care este mai aproape de nevoile elevilor din România. Câțu spune că odată cu lansarea acestui proiect, relațiile elevilor cu familia se vor îmbunătăți, deoarece aceștia nu își vor mai bate părinții să le dea bani de țigări și bere. În plus, va scădea și gradul infracționalității la nivel juvenil, deoarece școlarii nu vor mai fi nevoiți să fure din magazine. Micuții elevi salută propunerea premierului și îi cer acestuia ca odată cu introducerea programului Berea și Țigara să ia în considerare înlocuirea manualelor școlare cu reviste pentru adulți. Păi eu sunt clasa 6-a, bă, să dea cont și lapte la ea de clasa 4-a. Sper că această lege să funcționeze și retroactiv, să primesc bere și țigări pe ultimii 2 ani, că tare greu m-am descurcat să cumpăr din alocație. Și, sincer, mă gândesc și la niște despăgubiri morale, cum ar fi whisky și treaburi cubaneze. Și ca să nu uit, rog eu pe domnul Câțu frumos să vorbească cu vaca de geografie, să nu mă mai lase repetent. Viorel Lis a fost confundat cu un exponat la expoziția de cadavre de la Antipa. Expoziția de cadavre umane de la Muzeul Antipa a fost un adevărat succes pentru organizatori, dar ca de obicei s-au găsit și persoane nemulțumite. Acestea au fost Viorel Lis, Ovidiu Ionițoaia și Ion Iliescu, deoarece aceștia au fost confundați de vizitatori cu exponatele din muzeu. Dacă Ionițoaia și Iliescu au fost confundați cu niște anonimi,
decedați, Viorel Lis a avut o neplăcere și mai mare, fiind confundat de vizitatori cu unchiul Fester din familia Adams, iar copiii au ținut neapărat să se urce în spinarea lui pentru a se poza. Când cei trei au început să se miște, au creat panică printre vizitatorii muzeului. Ion Iliescu s-a ales și cu diploma cel mai reușit exponat în urma votului celor prezenți la muzeu. Cei trei dinozauri au depus și o plângere împotriva organizatorilor, deoarece când au vrut să plece acasă, paznicul le-a interzis, spunându-le că exponatele nu au voie să părăsească muzeul. Domnule, eu am fost paznic la cimitir și sunt învățat cu zombi. Am o vorbă, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Sta de vorbă cu ei, am glumit, dar nu puteam să-i las să plece să sperie lumea pe stradă. Păi ce e aici, stână fără câini? Da, ce să fac, am așteptat să adoarmă, i-am dat cu formol și i-am băgat la loc în vitrină. Atenție la magicieni! Zeci de români se plâng că le-au dispărut banii. Caz dificil pentru polițiștii români. Aceștia se confruntă cu o situație deloc obișnuită după ce mai mulți români au depus plângeri împotriva magicienilor, plângându-se că le-au dispărut banii. Concret, victimele se plâng că la scurt timp după ce au încasat leafa, le-au dispărut banii ca prin magie. Chiar dacă veridicitatea plângerilor poate fi pusă cu ușurință la îndoială, polițiștii tind să-i creadă pe cei care se plâng că au fost jefuiți de magicieni. În urma plângerilor, polițiștii au hotărât să redeschidă mai multe dosare de jaf cu autor necunoscut, care fusese răclasate. A fost întocmită și o listă de suspecți, în capul căreia se află David Copperfield. Pe listă se mai află și vrăjitorul din Oz, dar și câțiva clovni, despre care polițiștii spun că nu par de încredere și știu și puțină magie. Acest caz ne va solicita inteligența la maxim, poate chiar mai mult, dar sunt sigur că până la urmă vom prinde magicienii care le fură banii românilor. Aceștia, așa zis magicieni, lucrează în grup organizat, se vede că sunt profesioniști, niciodată nu lasă indicii în urma lor. Probabil șterg urmele folosind magia neagră, lucru interzis de codul penal. Dacă stau bine să mă gândesc, și eu am fost jefuit de ei de câteva ori. Până acum credeam că am salariul prea mic și se cheltuie repede. Nu mi-ar fi trecut prin cap că am fost lucrat de magicieni. Acestea au fost și știrile de astăzi, iar în continuare, așa cum v-am obișnuit deja, voi preda legătura colegului meu de la horoscop, Nelu Sandu, care vă va prezenta un horoscop mai special, potrivit vremurilor din această perioadă. Un horoscop apocaliptic. Salutare, dragilor și dragilor! Bine v-am găsit la horoscop. Află cum vei muri în funcție de zodie. Berbec, vrei să-ți respecti zodia și violezi o oaie. Nu te protejezi și o boală rară, care îți va fi fatală. Taur, culoarea roșie te nebunește. Când o vei vedea la semafor, te vei panica și vei apăsa accelerația. Din fericire, nu vei muri singur. Gemeni, toată viața ți-ai căutat fratele geamăn. Să-l strângi în brațe. În cele din urmă, l-ai găsit. Mai bine zis, așa ai crezut. Era doar o oglindă. Mii de cioburi îți vor sfâșia trupul. Vei suferi ore bune înainte să-ți dai sufletul. Rac. Dacă tot mergi invers, ar fi bine să te uiți în spate. Câteodată, drumul se mai și termină, iar de cele mai multe ori se termină cu o prăpastie. Leu. Ai fost toată viața regele junglei, dar toată lumea știe că regele junglei nu poate bate regele țiganilor. Un bulibașă te va tăia cu sabia. Fecioară. Vei muri virgin sau virgină. Balanță. Cum toată viața ai cumpătat între două lucruri, așa se va întâmpla și cu moartea. Nu vei ști cum să te sinucizi. Să sari de pe pod sau să-ți tragi un glonț în cap. Până să apuci să te decizi, te va călca o mașină. Scorpion. O scorpie îți va veni de hac. Soacra, bineînțeles. Săgetător. Cupidon vrea să-ți facă un bine, dar săgeata lui te nimerește direct în cap. Capricorn. Nevasta îți va pune coarne. Gelozia te va face să te sinucizi. Vărsător. Prea multă băutură strică, mai ales dacă combini băuturile. Amestecul lor te va face să vomiți până vei muri. Pești, vei muri înnecat. La asta nu te așteptai, nu? Și cam asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumim frumos pentru vizualizare și dacă v-a plăcut acest clip, nu ezitați să-i dați un like. Dați și un coment să ne spuneți ce părere aveți și un subscribe acestui canal dacă nu ați făcut-o încă. Ne puteți găsi și pe TikTok la Arta Prostiei și pe Facebook la același nume, Arta Prostiei. Vă doresc o zi minunată în continuare și... ca de obicei. Pace, prieteni!